Primarul comunei Bălțești din Prahova a fost reținut de procuror. Ion Radu este acuzat că s-a folosit de banii primăriei pentru a-și achita ratele la bancă. Mai mult, acesta ar fi atribuit mai multe contracte pentru diverse lucrări, chiar firmelor pe care le deține. În anchetă este vizat și finul acestuia. Edilul liberal din Comuna Bălțești este acuzat de abuz în serviciu, conflict de interese și de lapidare. Procurorii au efectuat percheziții la sediul primăriei din Bălțești și la patru companii de construcții care ar fi deținut contracte publice în mod ilegal, cu complicitatea autorităților locale. Anchetatorii au ridicat de acolo documente pentru un dosar deschis pe numele primarului și au descoperit că toate contractele de lucrări erau atribuite firmelor sale sau subcontractorilor acestora. Concret, edilul și-ar fi plătit ratele la bancă cu banii din fondul primăriei. Ancheta în care este implicat Edilul din Bălțești îl include și pe finul acestuia, Dragomir Aurel, care l-ar fi ajutat la presupusele ilegalități. În plus, în dosare sunt vizați mai mulți primari și ar urma ca procurorii să-i viziteze cât de curând. Edilul, implicat în mai multe cazuri de corupție, a fost dus la audieri. El are un istoric încărcat de scandaluri. În 2010, Radu Ion a fost prins cum vindea ceapeul comunei Cămătarului Liviu Tudoran din Bălțești. Patru ani mai târziu, primăria Prahova a întocmit un dosar penal pe numele primarului pentru fraudă electorală. În plus, Edilul este acuzat că a concediat-o pe secretara comunei în mod ilegal, după mai multe presiuni exercitate asupra sa și a familiei.